Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Republica Moldova, deci în spatele nostru stau circa 560 de transportatori și un mesaj pe care vreau să vă duc astăzi, deci avem acel mesaj a acestor transportatori. Vreau să menționez faptul că, într-adevăr, problema persistă, deci pe interior, atât pe interior cât și pe exterior. Dacă să fim mai concreți, deci relațiile dintre mediul de afaceri și Parlamentul Republicii Moldova, pe bune chiar sunt formale și, practic, nu există un dialog eficient, atât între Parlament cât și între mediul de afaceri. Lipsa acestui dialog a dus la o discrepanță enormă între agenda Parlamentului și agenda business-ului. Ceea ce, pe adevărat, se simte în activitatea business-ului, mic și mijlociu, care, ca urmare, duce la reducerea veniturilor, atât la bugetul de stat, cât și însăși a transportatorilor rutieri. Acest lucru se răsfrânge mai des asupra calității legilor adoptate de către Parlament, mă refer în cazul dat în domeniul transporturilor rutiere. Asociația AICA conlucrează eficient și activ cu organul central de specialitate în domeniul transporturilor, în cazul dat Ministerul Transportului, în vederea elaborării și modificării proiectelor de acte legislative și normative în domeniul dat. Dar, spre regret, propunerile transportatorilor practic nu sunt luate în considerație la adoptarea acestor legi. Persistă un gol vis-a-vis de propunerile care vin din partea Guvernului și adoptarea propriu-zisă a proiectelor în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, adoptarea proiectelor în Parlament, asociația consideră că se face pe alte criterii și nu pe cele profesionale sau pe alte criterii transparente. Cu alte cuvinte, ceea ce se propune și ceea ce se adoptă sunt complet diferite. În acest context, propunem ca Parlamentul Republicii Moldova, la stadiul de aprobare al legilor, să ia în considerație inclusiv propunerile business-ului și nu doar cele ce se propun în cadrul ședințelor de către parlamentarii Republicii Moldova. În acest context, opiniile grupurilor de interese sunt grav afectate de aceste legi adoptate și deseori ne pomenim în situația când mediul de afaceri are dreptul doar să se exprime fără a fi auziți. Adică propunerile noastre nu sunt luate în considerație. Mai mult ca atât, considerăm că propunerile parlamentarilor să fie bine argumentate și în același timp consultate. În cazul dat cu transportatorii. Deseori ne pomenim în situația când propunerile parlamentarilor sunt neargumentate și chiar pripit adoptate. O altă problemă cu care ne confruntăm este că unele proiecte de lege pot fi expuse spre examinare în Parlament într-o perioadă foarte mare, iar altele într-o perioadă destul de mică. Ceea ce a menționat și raportorul înainte, care a luat cuvântul domnul profesor. Aceste tergiversări deseori aduc la formarea unor bariere complicate în activitatea agenților transportatori. Totodată ne-am dorit ca toate proiectele să fie consultate cu mediul de afaceri și apoi să fie aprobate. Persistă și cazuri că mediul de afaceri se pomenește cu legi deja aprobate și chiar publicate în monitorul oficial, fără a cunoaște în preliminar despre aceste legi. În acest context, am solicitat ca proiectele de legi să fie public consultate înainte de a fi aprobate. Propunerile care le-am exprimat mai sus vor aduce la participarea mediului de afaceri în procesul legislativ și scopul urmărit de Asociația AITA este formarea unui mecanism clar care să contribuie la transparentizarea activității Parlamentului Republicii Moldova. Vă mulțumesc!